Salutare, prieteni! Amicul vostru Marian Fitness și bine v-am găsit la un nou videoclip, un nou vlog, de fapt. Nu uitați de like, share, subscribe și haideți să trecem la treabă! Astăzi vom face trapez. Am găsit și locul în care o să punem telefonul să ne filmeze. Iar între timp va trebui să căutăm, bineînțeles, o bară Z, pentru că sunt două prize de făcut, priză mică și priză mare. Atunci când vom face cu priză mică greutăți mai mari, desigur punem discuri. Iar când vom face cu priză mare, punem greutăți mai mici, deoarece cuprinde toată partea aceasta. Aici o să fixăm noi telefonul. Bun, avem bară Z. Bineînțeles, acum vom face cu priză mică și o să punem 10 kg pe parte, 10 kg pe parte. Deci avem de făcut 3 serii. Minim pauza de un minut. Avem doar o serie, iar după aceea vom trece la gantere.
am făcut triseria câte 15 repetări cu priză mică, iar acum avem de făcut cu priză mare pentru a cuprinde toată partea aceasta. Bun, acum vom începe să facem cu bara Z priza largă, dar vom da două discuri de 5 kg jos. Mai avem două serii. Pauza de un minut, mai avem o serie. Bun, am terminat și exercițiile la bară Z. Acum vom trece să facem trapez cu ganterele. Bineînțeles, prima serie cu 7,5, a doua serie cu 10 kg, iar a treia serie, bineînțeles, cu 12 kg, cu 12,5. Mai avem două serii. Bun, a trecut și pauza de un minut. Acum vom pune ganterele de 7,5 kg la loc și le vom lua pe ale de 10 kg. Am terminat două serii, câte 15 repetări, mai avem o serie și ultima serie, după cum v-am spus, o să facem cu 12,5 kg. Gata și pauza, a trecut un minut, iar acum vom face ultima serie, câte 15 repetări, cu 12,5 kg. Thank you.
Am făcut și ultima serie. Mamă, nu mai pot. Mamă, ce încordat este, bă, frate. Bineînțeles, am făcut și abdomenele. Aici încheiem și vlogul nostru. Cu voi a fost Marian Fitness. Nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem la următorul videoclip. Salutare!